Salutare! Astăzi voi prezenta noul smartwatch Samsung Gear S2, un model mult mai elegant și mult mai finuț față de prima versiune lansată de sud-coreeni. Este rotund și are un aspect mult mai prietenos. A fost lansat în două variante, Sport și Classic, însă noi avem în teste versiunea clasică. Este realizată din oțel inoxidabil, cu o sticlă rezistentă la zgârieturi și are o curea din piele pe care o poți schimba cu ușurință cu o altă variantă produsă tot de Samsung. O diferență notabilă față de celelalte smartwatch-uri de pe piață este rotița de pe cadran, cu dublă funcție, de a proteja ecranul, dar și de control al acestuia. Pe lateral, vei întâlni butoanele de Back și Home, ce nu este prea tare în evidență, astfel încât accesoriul tău vestimentar se va dovedi un smartwatch fin și elegant, dar totodată un gadget cu funcții interesante. Are un meniu intuitiv cu nenumărate aplicații, iar navigarea printre ele se poate face cu ușurință, fie de pe ecran, fie cu ajutorul rotiței de pe cadran. Gama de fețe oferită de Samsung este destul de variată. O vei putea stabili în funcție de ținută sau de starea ta de spirit. Sport, elegant, casual, ai peste 20 de variante din care să alegi. Gear S2 vine cu un display de 1,2 inch, ce are o rezoluție de 360x360 de pixeli. Senzorul tactil răspunde instant la orice atingere. Memoria RAM este de 512 MB, iar spațiul de stocare este de 4 GB. Cel mai important aspect în ceea ce privește noul smartwatch este sistemul de operare. De această dată rulează Tizen, nu Android Wear, și poate fi împerecheat cu orice terminal mobil ce utilizează minim Android 4.4 și are 1,5 GB de memorie RAM. Gear S2 incorporează și o gamă variată de senzori: accelerometru, giroscop, barometru, senzor de puls și NFC. Bateria este de 250 mAh și asigură o autonomie de până la 3 zile, ceea ce mi se pare excelent. Făcând o comparație cu al meu Moto 360, ce rezistă cam o zi și jumătate, asta în condițiile în care este utilizat cu decență. Docul de încărcare a bateriei este magnetic și mult mai finuț față de cel al lui Moto 360. Interesant de remarcat ar fi faptul că acesta permite chiar și încărcarea device-ului celor de la Motorola și probabil și a altor smartwatch-uri cu încărcare prin inducție magnetică ce nu aparțin brandului Samsung. Față de prima variantă Moto 360, Gear S2 este mult mai micuț și mai finuț, cu o curea însă ceva mai rigidă. Este mai ușor și din punctul meu de vedere se potrivește mult mai bine pentru o încheietură mai subțire comparativ cu versiunea celor de la Motorola. Îmi place Gear S2. Este mai fâșneț decât actualul meu Moto 360, dar totuși diferențele mici nu m-au convins să fac un nou upgrade de smartwatch. Asta cel puțin momentan. Dacă ți-a plăcut review-ul, nu uita de butoanele de like, share, subscribe și până data viitoare, numai bine!